Bine ați venit la noi aici în sediu. Mă uitam un pic la ceas. Mie mi-a cam trecut timpul prezentării. Și apropo de întrebare interesantă, de câți ani ne cunoaștem noi doi? Deci, zic eu sau zici tu? Nu o să vă vină să credeți, dar eu cu Florin am fost colegi de cameră în facultate, am stat un an de zile cu el în cameră. Dar de ce? Pentru că ai terminat facultatea. Eu când am venit... Eu terminasem deja? Eu am venit în anul întâi. Nu terminasem. Anul eram anul întâi, 1999, și tu erai în ani terminali. Ah, da, da, da. Da, mai mult am chefuit decât am povestit, dar e ok. Și interesant e că n-am ținut legătura și era în clădirea cealaltă, la etajul 1, probabil atunci când am început să susținem inițiativa asta TSM, am stat vreo 10 minute, ne-am uitat așa unul la altul și am zis că, băi, eu te cunosc de undeva. Hai chiar 10 minute, hai că te-am recunoscut, nu știu. O durat un pic până am rememorat, da? 25 de ani. Acum, da. 25 de ani, în octombrie, da, intram în anul întâi în facultate. Poate ar trebui să mergem să facem un chef în cămin, știu camera. Și, într-adevăr, automatică, și eram tot la automatică, Uidiu încerca să ne inițieze mai mult la chefuit decât la IT. Da, nu știu cum mai... Adică eu mă gândesc, dacă aș avea un coleg cum eram eu... Nici eu nu ți-aș fi dat nicio șansă. A, nu, în sensul că dacă mai rămâneam cât de cât, dacă mai vorbeam cu el după un timp, știi? Acum, ca să încheiem, într-adevăr, am făcut o socoteală, numărul 147, dacă nu mă înșel, ediție lunară. Primul an nu a fost chiar lunară, ca să te încurc. Da, înseamnă mai mult de 12 ani. Da, din februarie 2012 revista, da. Inclusiv 2012, adică... Mulțumim și felicitări pentru chestia asta, pentru că până la urmă e nevoie de o comunitate și fără oameni ca Ovidiu e destul de greu să strângem rândurile. Fiecare a focalizat pe ceva anume. Noi aici cu Automotive, probabil peste 90% din ce facem noi Automotive, probabil mulți dintre voi ați mai văzut prezentarea asta sau una similară, o să mă duc un pic pe delta, pe increment. Se spune că din 2013 suntem aici în Cluj. Eu am fost angajat în 2012, dar într-adevăr n-am fost în Cluj. În 2012 cei care am fost angajați am fost trimiși să aducem proiecte. În 2013 eram în Jucu, nu eram în Cluj, deci undeva. Cred că la sfârșitul lui 2014 am început să ne arătăm nasul în oraș și aveți aici câteva milestone-uri. Probabil cel mai important pe axa timpului de la ultima lansare a revistei, sau ultimele două, cred, a fost deschiderea sediului din Sibiu. Avem un sediu și în Sibiu, unde desfășurăm activități de inginerie și deschiderea acestei clădiri, care e minunată. Sper că ați avut șansa să umblați un pic, să vedeți. Da? Etajele astea două dau oarecare impresie, dar spațiul de birouri chiar minunat. Și pe parte de tehnologie, am ajuns undeva la 1700 de oameni. Cred că în 2013 se povestea că suntem vreo 1200, în 2023, scuze. Am ajuns undeva la 1700 de oameni. Ce s-a schimbat între timp, în afară de faptul că ne focalizăm tot pe software, hardware, mecanic, industrie, automotive, vedem o shiftare tot mai mare spre AI, inteligență artificială, machine learning, cam asta e tendința în industria automotive, și onboard, și offboard, și soluții pe care le vindem, și soluții pe care le folosim ca să dezvoltăm alte soluții. În ultimele 12 luni, în ultimul an, cam asta e trendul, tot mai mult AI, tot mai mult cloud. În toate domeniile în care ne desfășurăm activitatea. Și aici aveți listate ariile astea trei mari și late care există la noi în centru de inginerie. Sisteme de asistență a șoferilor, partea de electrificare, partea de conectivitate. Merg mână în mână și cumva deja se prevede o a patra dimensiune care le leagă pe cele trei. Noi numim sisteme personalizate. Deja nu mai vorbim de platforme pe care le reutilizăm pe scară largă în proiecte, deja există cereri din partea producătorilor de autovehicule de soluții foarte, foarte personalizate, individualizate pentru fiecare producător în parte.
Acum, pe zona asta de asistența șoferilor, da, persistă trei tehnologii, și ale mari și late, video, radar, ultrasonic, și pe soluții de conducere și pe soluții de parcare. Dar cam asta e zona vârf de lance în ceea ce privește adoptarea noilor tehnologii de machine learning, inteligență artificială, și de aici încercăm să le ducem și spre celelalte zone. Partea asta numită tradițional, aici e și zona din care vin eu. Eu activez într-o arie denumită powertrain system, sistemele astea de propulsie a mașinilor. Avem o istorie destul de lungă, chiar vorbeam cu Mircea și spunea că bă, voi sunteți foarte conservatori și aveți legacy. Da, cam asta e. Există și o glumă în Bosch că la un moment dat a fost un Big Bang când s-a format lumea și PS, Powertrain Solutions, era acolo. Cam de pe atunci suntem noi, sisteme diesel, sisteme pe benzină, dar vedem o trecere către nou, hibrid, electric. Aparent nu prind foarte bine tehnologiile astea, nu se vând. Principalul motiv e pentru că infrastructura nu ține pasul cu ce putem dezvolta noi ca propulsie. Probabil că la un moment dat pe toată zona asta de vehicule electrice se va ajunge la o saturație, pentru că e numai un anumit număr de vehicule pe care le poți încărca cu infrastructura pe care le avem, și atunci exploatăm din nou zona de combustie, dar sub o altă formă. O să apară combustibili sintetici, așa numiți flex fuels, astfel încât să ne păstrăm țintele astea climatice, să reducem emisiile de CO2, folosind motoare tradiționale, combustie internă, care ard hidrogen, spre exemplu. Mai nou există inițiative cu combustibili complet sintetici, Brazilia, e aici vârf de lance, sau amoniac. Da, am auzit și inițiativa asta undeva prin Japonia. Și încet, încet adoptăm tehnologii din astea dovedite în zona de asistență a șoferilor, le aducem și pe zona de propulsie. Și a treia zonă, conectivitate, și aici. Dezvoltăm foarte, foarte mult. Aici soluții complet noi, nu prea avem nimic tradițional. A apărut o zonă de cloud, a apărut nevoia de conectivitate la viteze foarte înalte. Și ce facem în ultima vreme, nu sunt neapărat funcții noi pentru industria automotive, dar am început să mutăm din onboard, le mutăm în offboard. Foarte, foarte multe funcționalități care erau în mașină ajung să ruleze în cloud. Probabil cel mai bun exemplu e un proiect numit Battery in the Cloud. E un sistem de management a bateriilor, dar pe care poți să-l aplici pe o flotă de mașini. Și informațiile și sugestiile pe care le primești cu privire la modul în care utilizezi bateria sau sugestii să poți să extinzi durata de viață a bateriei, se bazează pe informații primite de la mii, sute de mii de mașini, tocmai pentru că funcționalitatea e în cloud și apoi fiecare mașină poate beneficia de așa ceva. Da? E doar un exemplu. Foarte, foarte multe funcționalități de genul ăsta se duc în cloud și de aici s-a mai deschis o cutie a Pandorei. Dacă istoric noi aveam un business bazat pe produs, da? Dezvoltam produse, în general conserve, unități de control, software-ul era acolo doar ca să putem vinde unitatea de control, încet, încet, odată cu mutarea în cloud, apar modele noi de business, lucru care e un pic mai rar întâlnit în industria automotive. Există acolo un OEM care cochetează cu chestia asta și multă lume râde puțin, și aici mă refer la BMW. BMW vinde sub forma unui pay-per-use, spre exemplu, sistemul de încălzire în scaune. Ai posibilitatea, în momentul în care vine iarna, să ții un abonament de 3 luni și să ai scaunul încălzit. Sau, dacă mergi în vacanță doar o dată pe an, poți să-ți închiriezi funcția de, nu știu, highway pilot, da, pentru o săptămână. Mai nou, ultima chestie pe care am văzut controlul pentru faza lungă, tot așa. Da, dacă la un moment dat circul noaptea și doar o noapte, poți să-ți închiriezi pentru o zi controlul automat al fazei lungi. Și aici apare ideea de software as a product, software as a service, lucruri complet noi, care ne afectează inclusiv tot ce dezvoltăm, și electronică, și software în zona asta automotive. Deci nu e așa de mult legacy, sau este legacy și suferim, dar peste legacy-ul ăla este foarte, foarte multă tehnologie nouă pe care o dezvoltăm și noi aici în Cluj. Și
La colegii mei și nu numai, cred că în prezentările viitoare o să vă introduc un pic mai adânc în toate lucrurile astea. Bine ați venit! Mă bucur că sunteți aici. La început m-am speriat, era gol la amfiteatru la fără 5, dar cred că suntem suficient să asistăm la prezentări. Da? Încă o dată, mersi, Ovidiu, pentru tot ce faci. Și mersi și predau ștafeta. Mulțumim și noi și de-abia aștept să bem un vin sau ceva împreună. Cu drag. Bine, haideți să-l aplaudăm pe Florin. Mulțumim și...